surpriză pentru voi, pentru că știu că în urmă cu niște zile, foarte mulți dintre domniile voastre ați fost să vedeți filmul Regina Maria. Acolo rolul principal avea o doamnă, sau lare, o doamnă focșăneancă, actriță. Da, faptul că e focșăneancă ne bate tare inima. Doamna Roxana Lupu, pe vremuri Roxana Gârleanu, pe vremuri spun când făceam noi emisiunea aceea, nu, Roxana? Da, în 2005. În da. 2005 Roxana tocmai dăduse examen la Facultatea de Actorie, la Facultatea de Teatru, da. Reușise la examen și noi am realizat da. O emisiune. Uite că după câți ani, Roxana? 14 ani, da. După 14 ani facem a doua emisiune, sper și nu ultima. Da. Sper să mai facem niște emisiuni, mă bucur în suflet că este în Focșan și că a acceptat să facem acest interviu. Cu mare drag. Te sărut, Roxana, și felicitări din tot sufletul pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos. Mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur să te revăd, mai ales în această postură de protagonist a unui film important. Da. Care văd că se joacă în toată lumea, da? Da, în toată țara se joacă. Ea, cred că e a patra săptămână, weekendul ăsta o să fie al patrulea weekend și până acum are cel mai vizionat film românesc din țară. Da. Cum ai pus tu mâna pe rolul ăsta, Roxana? Ia spune-ne și nouă. Greu. Bine, eu știu că ești o persoană talentată, că ești un om serios, care muncești foarte mult. Pentru că actoria nu-i de drum, se muncește noi mult. Nu e, da. Da. Am avut marele, cumva a fost așa un parcurs, pentru că plecând în Anglia și jucând-o pe Regina Elisabeta, presa a scris un pic despre mine aici și anumiți oameni au aflat, cei din industria cinematografică, casting directorii au aflat. Și în momentul în care făceau audiție pentru filmul acesta, fix acum 2 ani, în decembrie, cea care a avut ideea scenarului, Brigitte Drodlov, Sasha, stabilită în Germania de 30 de ani, a căutat actrițe, nu știu cum a găsit un articol despre mine, casting directorul din București cred că avea și niște poze și au luat legătura cu mine pe Facebook. Ți-a propus acest da, nu, mi-a zis, uite, avem proiectul ăsta, vrei să, ar fi interesată să dai audiție? Și am zis, da, absolut, mie nu mi-a venit să cred că se face așa ceva la noi în țară, chiar mi s-a părut incredibil și am zis, adică sunt în Londra, nu am cum să vin în București pentru audiție. Tu stai în Londra mai mult? În ultimii 5 ani am stat, dar în ultima jumătate de an am fost mai mult în țară și acum avem mai multe proiecte aici în desfășurare, cumva vrem să dăm înapoi și ce am învățat în Anglia, să implementăm și România. Uite ce frumos! Da, chiar ne dorim treaba asta și acum și având un copil foarte mic, de 5 luni... Am văzut că ai un copil super. Ajută Dumnezeu să fie sănătos, tu să nu pierde de ochi. Mulțumesc. Da, adorabil copii, probabil că vrei să mai faci unul. Da, vreau. Dar nu? Având copii, te gândești un pic, îți dorești, prioritatea evident sunt ei și atunci îți dorești liniște, îți dorești un alt mediu și întotdeauna mie mi-a plăcut în țară. Eu am plecat pentru că mi-am dorit mai multe din punct de vedere profesional. Nu că aveam o problemă cu țara sau cu... Mie mi-a plăcut întotdeauna. Cu țara, o problemă cu țara. Mă rog, mulți pleacă și au mari probleme cu țara și este rușine că sunt român și așa mai departe. Da, ai simțit lucrul ăsta? Absolut, da, sunt o grămadă de oameni. Da, e îngrozitor, nu? Nu ți s-a părut că e îngrozitor? Da, este, da. Cum să-ți fie rușine că ești român? Sunt foarte mulți. Zic că sunt din Transilvania, că sunt din Italia, că sunt... Serios, unguri. Auzi, îmi spunea, când am plecat eu acum câțiva ani de zile în Italia, am mai multe ori, dar țin minte că odată înainte de a pleca îmi spune o tine că să nu vorbești românește pe stradă. Da. Cum să nu vorbești românește? Am vorbit tare, ostentativ românește și m-am și supărat, știi că e o localitate Mestre lângă Veneția și m-am dus să caut o cameră. Eram cu soțul meu și trebuia să dormim, când mergeam la Milano, de fapt, ca să dormim. Da. Și îi spun recepționerii, aveți o cameră? Da, sigur, nu știu ce. Și când i-am dat buletinul, am auzit-o spunându-i, uite, dragă, n-am crezut că asta e româncă. Ia uite. Și așa m-a revoltat și m-am supărat și chiar m-am certat un pic cu ea. Vezi, totuși există... Vreau să le spun telespectatorii, noi filmăm în teatru de la Focșani, în teatru Maior Gheorghe Paschia și pe scenă se repetă Lacul Lebedelor. Ia. Așa că se aude muzică din Tchaikovsky și e foarte frumos, da, suntem într-un mediu artistic. Da, și Brigitte a venit după aceea în Londra, am dat audiție cu ea, am avut o audiție foarte lungă de 3 ore în care a vrut să vadă mai multe. Ce a constat această audiție? Bucăți din scenariu, scena cu Știrbei, scena când află că i-a murit copilul Mircea, care scena s-a tăiat așa, din film, da. De fapt.
S-a tăiat, da, a filmat la un sfârșit, la mormântul Mircea, dar s-a tăiat. Probabil o să fie pe DVD mai multe scene. Când află că Ileana e bolnavă, când merge, când vorbește cu Brătianu, erau 5-6 scene foarte diverse și diferite. Și a vrut să vadă dacă pot să duc la capăt. Și am dat proba și mi-a zis, uite, e foarte bine, trimit proba la București să vadă producătorul și mai departe, dar mi-a zis, aș vrea să mai lucrăm un pic la ideea de a fi mamă. Nu te cred până la capăt. Și am stat după aceea lunile alea, de fapt o lună, până am dat proba a doua în București. Cu cine ai lucrat? Cu mine! Cu mine. Da. Am încercat să mă imaginez, să mă gândesc, să mă pun în situație, pentru că este foarte dur să stai, sigur, să ai o scenă în care să vorbești despre faptul că copilul tău a murit și așa mai departe, când povestea reginei mei din Anglia, regina Maria. Da, și m-am dus în București și am dat tot ce am putut mai bine și am avut o probă de 2 zile. Asta a fost când, Roxana? Deci prima probă a fost în decembrie, acum 2 ani. Acum 2 ani. Și a doua probă a fost în ianuarie, chiar la începutul lui ianuarie, în București 2 zile și am dat cu mai mulți actori pentru Știrbei, după aceea cu celelalte personaje să vadă chimia. Na, pot zic că a venit ușor față de alte audiții pentru care m-am zbătut și așa mai departe. Asta a venit așa, ceea ce e destul de rar. Mai ales așa, cumva pe tavă, hai, vrei să dai audiție? De aici doar munca este. Dar s-a muncit mult până acolo. Sigur că ai muncit foarte mult, pentru toată perioada de studenție ai muncit foarte mult. Da. Tu de când ți-ai dorit să fii actriță? De când tu ai făcut la Unirea liceu? Da, la Unirea, da. Cine ți-a fost diriginte, mai știi? Da, Adriana Tarcicov, domnul Tarcicov. Domnul Tarcicov, profesorul de istorie, da? Profesorul de istorie, care nu ne-a spus despre Regina Maria și regele Ferdinand. Nu v-a spus? Nu, ne-a spus doar de Carol al II-lea, atât. Spus, păi asta e întrebarea. De ce nu ne-a spus? Pentru că eu când am citit istoria și am văzut, nu venea să cred, conferința de pace, cât cât a făcut femeia asta pentru țară, Unirea, cât a pledat, am zis, nu se poate așa ceva, este o crimă că nu ne-a spus lucrurile astea. Și nu ne-a spus, deși am avut istorie intensiv și vă dați seama, aveam, nici nu știu, 8-9 ore de istorie pe săptămână. Și domnul Tarcicov, era istorie. Foarte mult, nu știu, poate nu 8. Dar la ce clasă ai făcut? Științe sociale. La științe sociale, poate da? Poate nu, aveam, nu, 5 ore tot aveam pe săptămână de istorie. Tot aveam, eu zic. Ce dramatic. Se aude foarte frumos. Dramatic, așa. Dramatic, la culebe de Roceicovski, stimați respectatori. Chiar îmi place că facem emisiunea aici. Și așa, în mod neconvențional, și eu sunt îmbrăcată neconvențional, dar îmi place, da? Da. Da. Deci tu ai avut de citit foarte mult despre Regina Maria. Da. Ai fost la Balcic? Da, am fost. Ai bine, mult înainte de asta. Da. Păi ce am plâns când am ajuns acolo, m-a impresionat. Mie nu venea să cred că a fost teritoriul României. Nu venea să cred. Și bulgarii care cumva spuneau că Regina Maria de fapt e al lor. Păi da, așa spun și acum. Nu venea să cred. Ai văzut și cât de română se vorbește acolo? Da. Și ai văzut cum scria acolo, avem ciorbă de burtă? Da. Da, foarte frumos, castelul, foarte frumos. Da, hai să o luăm puțin de acapă. De ce ai terminat la liceu Unirea? Din timpul liceului ai vrut să te duci la actorie? Nu, am vrut să mă duc la sociologie. Mi-a plăcut foarte mult sociologia, am descoperit-o așa în ultimul an de liceu, datorită domnului Iene, care era director. Directorul liceului de atunci, da. Mă, ce mai facem? Bine face domnul Iene. Salutări, doamne, mi-e așa, e un om extraordinar. Da, este. Extraordinar și a... Datorită dânsului, cumva, m-am apropiat mai mult de sociologie, mi-a dat niște cărți, mi-a zis, este o olimpiadă, dacă vrei să te duci. Da, m-am dus la București la olimpiadă. Așa. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și geografia, deci mi-am descoperit istoria și geografia și sociologia în ultimul an de liceu. Și am zis, măi, hai să vedem unde vreau să dau. Și de fapt am dat la ambele facultăți, și în București și în Cluj, și am luat la ambele facultăți și în București și în Cluj. Și am decis să mă duc în Cluj. La sociologie, și da? La geografie, și ai da. Făcut un an de sociologie? Sau? Un an de sociologie, da. Am renunțat la geografie, am zis, poate cam mult. Și am zis că rămân doar cu sociologia. Și de ce ai plecat de la sociologie? Cam picat la statistică. Da? Nu. Te-a picat la statistică, mi-a plăcut da? Foarte mult primul semestru. A fost extraordinar. Am descoperit foarte multe lucruri și am citit enorm. Și de fapt am descoperit și partea asta de literatură, Petrețuțea, Noica, Eliade, Cioran, mă rog, chiar i-am descoperit, Lucia Blaga, am început să citesc foarte mult. Ușor, ușor am început să merg la teatru, am început să citesc dramaturgie și cumva am zis, stăteam într-un cămin unde erau studenți la muzică, de fapt era căminul conservatorului, da. Și studenți de la sculptură.
Ți-au plăcut studențele de la conservator, da, nu? Da, dar vreau să dau la conservator, dar prietenul meu Andrei, care era cu mine la sociologie, dar a dat al doilea an la conservator, a zis, măi, uite, trebuie să știi notele, e și matematica. Nu, știa, nu puteai să dai dacă nu, era ce foarte să greu. Știi notele, trebuia să știi multe, da, în da, afară da, de da. Note. Dar știi ce mi-a spus un elev? Și am fost foarte dezamăgită, știi, eu fac, le predau copiilor, le pun muzică, le vorbesc despre compozitor, să știu. Și am spus să dăm un test astăzi când aveți note și pune notele, da, mă interesează mai puțin, îți dai seama, ideea este să copilul, da, să știe ce înseamnă o piesă simfonică, să se poată... Bun. Eu n-am avut timp să învăț, eu n-am timp să învăț la obiectele care nu sunt importante și mă gândeam, Doamne, de ce să vorbești așa? Cum adică este foarte important să fii în educația unui intelectual adevărat. Da. Nu poate să lipsească educația muzicală, evident, referi la lucrurile de calitate. Da, absolut, nu? Absolut. Nu. Așa e, și da. Și se muncește enorm la conservator. Enorm. Ai văzut că ai fost... Soțul a terminat conservatorul, clasa de operă, e bariton. E bariton? Și ai văzut cum se muncește, da, și câte... Îmi pare rău că nu l-ai invitat să facem o emisiune comună. Data viitoare. Sigur că da, categoric o să, da, fie o dată viitoare. De, da, soțul tău e absolvent de conservator. Da, 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 da. Și ai văzut cât se muncește și cât, da, se, da, câte, da, lucruri trebuie, câte nopți trebuie să sacrifici ca să poți să... Da, e foarte, foarte greu. Da. Este și... greu. Dar am decis să dau la actorie pentru... Unde l-ai cunoscut pe soț? În București. În București, în București, da. Era student la conservator? Da, era student. Lui îi plăcea foarte mult actoria, mie îmi plăcea foarte mult muzica. Deci după și... ce ai plecat de la Cluj, l-ai cunoscut? Da, 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 în 2008, după ce am dat... Bun, dar stai, hai să ne oprim, da, deci primul semestru a fost ok, ai luat note mari și cum ai plecat la statistică? Al doilea semestru... Să fie plicticos la, da, când am văzut că, da, e statistică, am zis, măi, stai un pic, să cam îngroașă gluma, ce Dumnezeu, am făcut de matematică toată viața și acum dau de matematică aici. Și nu era, adică mi era foarte greu să înțeleg, mi-a fost greu întotdeauna cu matematica, cu partea asta mai reală, chimia mi-a plăcut, chiar am fost la Olimpiadă în generală, da, da, foarte mult mi-a plăcut, și fizica, dar chimia mi-a plăcut foarte mult, dar matematica, nu. Și când am văzut statistica, am zis, nu, să cam îngroașă gluma. Dar chiar sunt îngrozită când, da, mă gândesc, că și eu la matematică, tufă de Veneția, da, așa? Da. Da, un conservator. Bine, muzica, da, e tot un fel de matematică. Categoric, da, are foarte mult. Păi spunea Solomon Marcus, care... Da, Solomon Marcus. Dai seama, a fost Dumnezeu să-l odihnească o capacitate, da, în ale matematicii. Cum coordonat diplomele de doctorat ale studenților de la conservator. Aha. Cum să nu fie relație între muzică foarte și mare, matematică? Da, foarte mare. Categoric, da. Păi știi cum este un... teoretician al muzicii, Vincent Dendy, și spunea despre ritm, de exemplu, ordine și proporționalitate în timp și spațiu. Mai evident decât asta, corect, ce poate să fie. Da. Da. Hai să ne întoarcem la tine. Deci ai plecat de la Cluj? Da, am dat la Cluj atunci la actorie, dar am picat cu 4. Era și facultate de actorie și la Cluj. Da, era în cadrul facultății de litere, ceva de genul ăsta. Da. Avea o secție de teatru, de teatru, că, da, era doar, n-avea o actorie. De... Și ai picat. N-avea regie de film. Am luat, da, adică am trecut de proba eliminatorie, dar la monolog, țin minte, pe vremea aia, nu știu, nu erau cu telefoane mobile, și țin minte că nu știam a doua zi la ce oră e proba, monologul, și trebuia să așteptăm să vedem, să mergem a doua zi, nu știu, o chestie de-asta ciudată. Ideea e că a doua zi eu am avut la 9 dimineața, eu la 9 m-am trezit sunată de doamna de acolo, că știți că avea probă și nu știu, și eu am zis, Doamne, dar de ce nu m-ați anunțat mai devreme? Și am fugit acolo într-o goană, și când am ajuns înăuntru, profesoarele care în sfârșit luau clasa, profesoara, a zis, știi că teatru este ca în armată. Țin minte că tu îi trăi când am intrat. Da. Ok. Și evident că n-am început cu dreptul această probă a doua și am dat proba asta de improvizație. A fost absolut sinistră, erau niște obiecte, n-am știut ce să fac cu ele pe acolo. A fost o probă de dans, iarăși ceva groaznic, și după aceea a zis, aveam două monologe, Ioana Dark și Pirandello. Și a zis, hai să auzim Pirandello, care erau foarte diferite. Mie îmi plăcea foarte mult Ioana Dark. Așa. Și nu, am picat cu 4. Mi-am dat seama că chiar nu vroia să fiu acolo. Nu vroiai tu? Nu, nu vroia profesoara. Era da. Nu eram deloc pe aceeași. No, de unde, da? Nu, am picat. Bun, ai picat. Bun. Și... Dar am dat în același an la București. La București, unde ai intrat? Unde am intrat printre primii.
Așa a fost. Și ce, am zis, ce ai avut în repertoriu? Am avut tot același repertoriu, dar numai că acolo a zis, hai, spune Ioana Dark. Și am zis Ioana Dark. Și a fost absolut superb. În comisie l-aveam pe Adrian Pintea. Da. Adriana Popovici, Liviu Luca și profesorii mei. Mă rog, erau mai mulți, dar Adrian Pinteașuc a fost și știu că după ce am dat proba și am ieșit afară, ieșisem din facultate, știu că mi-a zis, bravo. Ce frumos. Da, da, asta țin minte. Și am intrat printre primii. Și cei care au dat la Cluj și au intrat printre primii, au picat la București. Deci e o diferență foarte mare de perspective între facultatea din București și din Cluj. Foarte mare. În ce constă diferența? Să caut alte lucruri. La Cluj să caut altceva, la București să caut altceva. Ca și efectiv ce caut ei ca pentru studenții lor, să zic așa. Caută la București să fii mult mai deschis, să nu să fii natural, să fii dezinvolt, să ai contact cu realitatea foarte mult. La Cluj să mergem mai mult pe experiment, și contează foarte mult și de ce profesori ia clasa. Ce profesor ai avut la București? Am fost la doamna Adriana Popovici, am fost ultima ei promoție și la clasa domnului Liviu Lucaci, care acum e rector la Facultatea de Teatru. E rector, da. Dar și amândoi nume importante în Da, teatru. Domnul Liviu Lucaci a și luat premiul pentru cea mai bună piesă Uniteru, e regizor, actor, scriitor, profesor și acum e și rector. Spune, și în facultate, efectiv, în acești 4 ani de facultate, ce ai făcut? Ce ai jucat? Bine, au fost 3 ani de licență, 2 da. De master și 3 de doctorat. Oh, ți-ai dat și doctoratul, da? Felicitări. 8 ani. Deci 8 ani. În 8 ani de zile. Ce te-ai mai avut la doctorat? A fost pe pedagogie teatrală și am avut triada persoană-personaj-public. Ce interesant, da? Da, foarte interesant. Da. La domnul Dan Vasiliu am vorbit despre cum... De fapt, nu există această ruptură când ești pe scenă, în același timp ești și tu ca persoană, dar în același timp bine ar fi să te și eu obiectivezi într-o oarecare măsură, creând o pluridimensionalitate a spectacolului, să zic așa. Bine, am vorbit mai mult despre psihologie, spiritualitate, am vorbit și de fizică cuantică la un moment dat. Ce interesant, să-mi dai și mie să citesc. E foarte mare și lungă. Da, da, da. Ai publicat-o? N-am publicat-o încă, dar e o idee să o publici. Păi să o publici, da. Sigur că da. Acum sub Roxana Lupu, cu siguranță o să o cumpere lumea. Roxana Gârlean nu prea mă știa lumea. Dar acum le știe lumea, da. Mă bucur tare, multe ori ți-am spus la telefon, nu habar n-am avut că despre tine este vorba, nici nu știam că rulează filmul în Focșani. Duminica trecută eram răcită pe ognă și mă sună doamna profesoră Plăiașu, dacă o știi de română. Da, da, da. Da, da, n-am. Hai, mergi cu mine la teatru, nu merg că-s răcită, lasă-mă în pace, bun. Nu știau, da. Merge la film, da. O să le văd la televizor sau nu o să le văd filmele. Și că mă sună după spectacol și îmi spune, dragă, ce păcat că n-ai venit. Uite, cea cu rolul principal, Roxana, care a învățat la noi la Unirea. Care Roxana, dragă? Roxana Gârleanu o chema. Și atunci am sărit, așa, a spus, Doamne, nu se poate, Roxana, cu care eu am făcut o emisiune când eram mică, abia terminase liceul. Da. Și sigur că mi-a părut foarte rău că n-am văzut, dar o să-l văd filmul. E duminica asta, tot la... O să-l văd neapărat. De 1 decembrie. Sigur că da, să-l văd de 1 decembrie. Pentru că suntem mândri, stimați-le spectatori, că rolul principal are această doamnă care este focșăneancă și fiica unui prieten foarte bun de-al nostru, da, cu care ne mai certăm noi din când în când, dar este un prieten al lui Marian Gârleanu. De fapt, Marian m-a rugat să fac emisiunea atunci, era foarte mândru de tine că ai intrat la teatru, știi? Foarte curioasă ce am spus în emisiunea aia. Și eu sunt curioasă, o să o dăm, la Arhiva TV, că avem emisiunea întâi de arhivă, de acum 15 ani aproape, da? Da, dar ți-am dat CV-ul. Da. Bun, ne întoarcem la perioada ta de facultate. Da. Și am intrat și am început să lucrăm. Primul meu rol l-am avut în Hedda Gabler, de Ibsen. Ce frumos, Hedda Gabler! Foarte greu, foarte greu. Toți nordicii sunt grei. Doamne, și mai ales în anul întâi. Deci domnișoara Giulia, n-ai jucat, nu? Nu, a făcut o... Da, Hedda Gabler e dramă, este da, un e rol... ceva... Nici nu poți să înțelegi. Este nu... excepțională. Este, dar mi-ar plăcea să o joc acum pe Hedda Gabler, nu atunci. Că ai mai îmbătrânit. Da, da, și am înțeles niște lucruri. Da, e fascinant Ibsen. După ce am jucat Nora,
tot de Ibsen. Tot de Ibsen. După aceea am făcut Cehov, sincer nu mai știu ce am făcut. Dar ți-a dat roluri foarte interesante, da. Toți nordici, adică Ibsen este... Da, și în anul respectiv chiar am fost în Norvegia și am văzut casa lui Ibsen. Ai fost? Da, 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 da. Și știu că eram așa, zic, Doamne, chiar că acum îl înțeleg mult mai bine. Chiar după ce jucase, că am avut mari probleme în a înțelege personajul ăsta, Edda Gabler. Era foarte, foarte, e un personaj se foarte... Se mai joacă? N-am mai văzut pe afișe Edda Gabler. București chiar nu știu, nu. Știu că s-a jucat în Londra acum câțiva ani, 2 de ani, și la Teatrul Național din Londra. Bine, și, în engleză. În engleză, da, mă rog, acolo piesele astea de nordici, Cehov, sunt cam ciudate în engleză. Dar a avut o montare destul de... ciudat, așa să zic. Nu, și piesele rusești în engleză sună... Da. Nu mai sună... bine sună în românește. Absolut, decât da. În engleză. Pentru că rușii au o căldură. Da, 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 da. Am văzut și un Gorki acolo, dar nu mi-a plăcut. Tipologia scriitorilor ruși, ai văzut de cu totul. Sunt personaje calde, pe care un englez nu le poate reda. Adevărat. Eu am văzut Ana Karenina într-o regie parcă englezească. Așa. Da, ei sunt buni pe Agatha Christie, pe dramele astea poliției. Da, astea, sigur că da. Drame din astea de cancelarie, am văzut câteva, sunt foarte musical-uri, nu mai zic. Da, dar astea de profunzime mare, nu, clar, nu. Și Hedda Gabler a fost un pic ciudat montată, nu prea mi-a plăcut. Dar în București, într-adevăr, nu știu să se joacă. Se juca într-un timp Hedda Gabler. Nu, se mai joacă. Nu știu, Julia se juca în București. Ce se mai joacă acum? Se joacă Molière, se mai joacă Cehov. Acum chiar e la Teatru Mic o piesă după jurnalele Reginei Maria, se numește, nu știu cum, cu Simona Măic. Doamne, nu știu numele, sincer, mai degrabă nu le mai spun. Ideea e că e o piesă de teatru despre jurnalele Reginei Maria, care e bine primit. Dintre rolurile astea pe care le-ai avut tu în anii de facultate... Și am terminat cu Olivia din a 12-a noapte de Shakespeare. Shakespeare. Care e tot o prințesă. Sigur că da, e tot o prințesă. Și... ai tu așa predilecție. Și chiar vorbeam cu domnul Luca și îmi spunea, uite, așa și pe dincolo, îți dau rolul ăsta. Și chiar stăteam și mă gândeam, zic, uite-mă, primul care mi-a dat rolul de prințesă a fost... A fost domnul Luca. Dar cum a reacționat domnul Luca când a văzut că ți s-a dat rolul ăsta așa de... El a și venit când am jucat în Londra, am jucat o piesă pe West End, o piesă, o dramă despre un atac terorist imaginar asupra Londrei, care ulterior s-a și petrecut mai încolo de teatrul nostru, că noi jucam la Trafalgar Studios, chiar lângă Westminster acolo, și după aceea, la câteva luni, a fost atacul ăla după Westminster. Da, 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 știu. Și zic, Doamne, ce ciudat, noi vorbeam despre un atac terorist și vorba aia, la două luni după ce am terminat piesa, s-a jucat acolo. Nu le-am dat idei, dar am jucat piesa asta și el a venit și m-a văzut, că eram șase personaje, șase monologe, așa, a venit special și m-a văzut. I-am zis, domn profesor, vă rog frumos, veniți, că nu mai îmi dau seama ce se întâmplă, dacă e bine, dacă nu e bine, pentru că era, eu am alt stil de actorii față de britanicii, sunt altfel, noi ca români suntem altfel. Ei sunt cam regizi, cred, nu? Da, v-am zis, sunt foarte buni pe comedie, pe musical, sunt foarte buni și foarte disciplinați, dar, într-adevăr, piesele astea de substanță, sunt anumiți actori care le pot face, da. Da, așa este, da, din ceea ce am văzut și eu la cinematograf. Și a văzut și m-a văzut în piesă și vă dați seama că știa, eu am spus, el știa din timp că i-am zis că o să joc rolul ăsta, i-am cerut ajutor, i-am zis să-mi dea niște indicații să mă ajute cu niște aspecte și m-a susținut foarte mult. Da, deci, da. Ai nevoie de oameni așa în viața ta. Sigur că da. Niște oameni care te... Mai ales că te-ai intuit. Da. Pentru că prin rolurile pe care ți le-a dat, știi că eu cred că asta e marea arta unui profesor, așa să știe, să intuiască pe respectivul care poate să joace un anumit rol. Că dacă îți dau un rol la care nu te poți adapta... Da, mi-a dat rolul foarte... Mi-a dat Catarina din Îmblânzirea Scorpiei, tot de Shakespeare. Noi am făcut clasicii, Cehov, dar nu mai știu exact ce din Cehov, știu că Elena Andrei, nici nu mai știu exact. Așa, după aceea la master am făcut tragedia antică, am jucat-o pe Euripide, din Euripide asta, Ifigenia. Ifigenia, așa. Deci, piese, probabil că te-ai intuit că ești un om profund, de fapt și zodia te avantajează, că ești Capricorn. Săgetător. Săgetător pe 5 decembrie. Pe 5 decembrie. Acum. Da, trebuie să
Dăm o șampanie de ziua asta, dar nu mai ești în Focșani. Nu mai sunt. Nu mai ești în Focșani. Bun, și la, după ce ai terminat facultatea, la ce teatru ai jucat? Noi am montat foarte... Am jucat puțin piesa asta, 12 noapte. Am jucat-o la teatru lui Mălai Mare, Doamne. Masca. La Masca, da. Așa. După aceea am jucat un pic la Bulandra într-o piesă de Cehov. Doamne, mă rog, le uit. Așa, da, ceva foarte mic. Și am făcut foarte multe reclame și scurtmetraje. Da, da, am făcut la... Câștigai bani acolo. Da, să câștigau bani. Nu atât de mulți pe cât ar trebui, dar să câștigau. Dar te câștigau. Dar nu mi-ai spus cum l-ai cunoscut pe soțul tău. Ne-a făcut cunoștință un prieten violonist. Ne-a făcut cunoștință. Ne-a dus... O prietenă de-a mea lucra o cenărie, ne-a dus acolo, uite. Prietena Dianei, Roxana, care e actriță, uite, prietenul meu care e bariton, bla, bla, bla. Și ne-am cunoscut așa, aveam interese comune. Și el spunea, mamă, ce-mi place actoria. Și spunea, mamă, ce-mi place muzica. Îți place muzica, îți place muzica clasică, nu? Mie îmi place muzica în general, muzica da. În general. Jazz-ul, muzica și clasică. Și mie îmi place jazz-ul, cum să nu-ți placă jazz-ul. Da. Și tot ce e frumos, că și da, piese da, de muzică ușoară, care absolut. Sunt foarte scopită după ele. Da, sigur, da, da, da. Bineînțeles. Dar, bun, și după câte vreme v-ați căsătorit? Deci ne-am cunoscut 2008 în 2011, dar mă rog, eu am terminat facultatea cu studiile și el la fel, lucra foarte mult la operetă, dirija, amândoi eram foarte ocupați. Și mă rog, după aceea... Cum se numește soțul tău? Pe el cheamă numele Nicolae Lupu, dar fiind în Anglia și fiind foarte greu, de fapt, pentru britanii zică Nicolae, a zis Nicolas și el așa e cunoscut. Da. E nume de scenă. Cum și cum ajuns? Bun, mai departe, hai că ai o poveste interesantă. De cum ați ajuns la Londra? Am plecat după doctorat, după ce am susținut doctorat în 2013, l-am susținut pe 8 și pe 10 aveam bilet dus în Anglia. Dus. Da, mă rog, fusesem înainte cu un film independent, în ianuarie, am văzut, după aceea am fost într-o mică vacanță în aprilie, ne-a plăcut și am zis, băi, haide, hai să mergem să încercăm. Pentru că vroiam amândoi mai mult din punct de vedere profesional. Adică eu am spus în toate interviurile, la noi audițiile astea de film sunt foarte, adică nu auzi de ele. Eu am avut un mare noroc, am jucat-o pe Regina Elisabeta și cumva... A fost o reclamă acolo, foarte bună. Acolo. Da, acolo. A fost o reclamă foarte bună și sigur, este. Sigur, după aceea am jucat-o și pe Tatiana Romanov. Între filmări am jucat-o. Dar cine ți-a dat rolurile astea? Cum le-ai căpătat? Prin audiții. Prin audiții. Da, te caută. Ei caută omul cel mai potrivit. Sigur. E o bază de dată. Fără bile, fără relații, fără nimic. Asta este. Nu există că... De la, de la un anumit punct, când ajungi în play, adică când sunt actorii foarte mari, pentru că sunt agenții foarte mari și joacă actori mari de tot, na, ce să zic, toți actorii mari sunt la toate agențiile din Londra, și americani și britanici. Și de la un anumit punct, într-adevăr, Olivia Colman, Vanessa Kirby, care joacă în The Crown, spre exemplu, sunt actori care sunt distribuiți cumva, pe ei îi vezi cam peste tot, să zic așa, în filmele mari, în TV show-urile mari, dar sunt foarte multe roluri secundare sau chiar și mai mici, care neapărat că scapă, dar care oamenii caută tot felul de actori. Și atunci chiar ai ocazia să joci alături de un actor foarte mare într-un proiect și e extraordinar, adică... Și eu că e extraordinar. Na, asta îmi doresc și eu pe viitor să... Și când ați ajuns acolo, aveați totul aranjat? Nu aveam, am căutat niște cazări pe internet, am stabilit niște vizionări. Am stabilit să stăm undeva o săptămână la cineva, în sensul cineva care tot așa închiria ceva și a fost amuzant așa. După aceea, ușor, ușor, am găsit chirie, ne-am așezat, am căutat joburi. Și primul job din Anglia? Am împărțit pliante. Ați împărțit pliante, da? Da, am împărțit pliante, efectiv. Să câștiga bine, bine. Să câștiga, da. Erau niște bani, noi am și plecat cu niște bani, am plecat chiar așa. Da, da. Și, ți-ai minte, era vară, era iulie și mergeam cu... Saci, mă rog, geamantanele de pliante și trebuia să le pui și despre de purificarea apei. Da? Apa e foarte dură în Londra și atunci erau și niște filtre. Deci voi învățați pliante ca să câștigați bani. Păi n-aveai ce să faci, n-aveai timp să stai pe soclu, stai că eu în țară jucam acolo și trăgeam mai. Nu, acolo nu mai contează, acolo trebuie să muncești. Așa, ați împărțit pliante. Și după aceea am început să lucrăm la o atracție turistică în centrul Londrei, la London Bridge, făceam reclamă atracției, după aceea și înăuntru era de asta spăimântătoare cu
La Dan Brugge, efectiv, povestea cu, în sfârșit, cu strigoi, cu morți, cu atracții înspăimântătoare, în sfârșit. Da, lucruri care deja trebuie să se... Da, și aveau, se făceau, aveau turiști, venea lumea, era foarte, foarte bine făcută, cu actori, în sfârșit, îi mai... Și asta am făcut o perioadă și pe aceea am început să lucrez la Nespresso, o lună, deci am lucrat vara atunci, după aceea, în septembrie, țin minte că m-am angajat la Nespresso, în centrul Londrei. Avem și, e și în București acum, da, da, un flagship din asta foarte mare și frumos și a fost un, era un job foarte ok, pentru că era plătit destul de bine și era fain, adică chiar m-am simțit extraordinar acolo, am stat destul de multe luni, aveam mai multe îndatoriri, ideea, cafelele astea la care face reclamă George Clooney, capsulele. Și venea un anumit tip de oameni, atmosfera era relaxată, bine, să și muncea, nu zic nu. Și cum ai ajuns de parteatul la lui? Și ușor, ușor am început să aplic la agenți și soțul meu la fel, cu pozele pe care le aveam, cu filmări și am început să aplicăm. După aceea, ușor, ușor am început să mergem la audiții, el mergea mai, prima parte a mers mai mult el, a prins o reclamă foarte importantă în Londra, soțul meu, la o casă de pariuri foarte mare, era peste tot, erau 5 personaje, făcut așa ca un fel de... fiecare personaj avea reclama lui, făcută foarte cool așa și erau pe toate magazinele, pe autobuze, la câteva, da, la câteva luni după ce am venit în Londra și pe aceea a început să joace și scurtmetraje, la câteva luni el a prins un rol în Misiune Imposibilă 5 și a dirijat London Philharmonic Orchestra, că el e și dirijor. El a dirijat Vai, e una dintre orchestrele pe care le ador London Symphony Orchestra. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra, da, nu. Că-s două, adică da, mai multe, două. Da, London Symphony, da, da, da. Grozavie. Da, bine, am două foarte buni. Da, da, sunt muzicieni în excelență acolo. Ideea era da. Că ei aveau nevoie de un dirijor să dirigeze cu adevărat, dar să nu dirigeze pe bune. De la un moment dat, când au filmat în Viena, a trebuit să dirigeze pe bune. Și chiar a dirijat pe bune. A dirijat pe bune, da. Și apare în film, dirijându-i și ce mai departe. În filmul... Misiune Imposibilă 5. Misiune Imposibilă 5, să mă uit. Da, deci nu ăsta, nou, celălalt. Celălalt, da. Bun, și mai departe, e frumoasă povestea. Mă rog, după eu tot mergeam la audiții, am făcut scurtmetraje, el făcea reclame, a făcut destul de multe reclame. Am lucrat la Ralph Lauren, după aia aveam cu jumătate de normă, tot așa am vânzări, iarăși un mediu foarte interesant, mie mi-a plăcut asta cu vânzări, cu lux, cu haine, da, mi-a plăcut, era foarte diferit de ce făcusem până atunci și... Și mi-a plăcut. Și de la un punct mi-am schimbat agentul și am... că nici nu mai știu cu ce am început. Și am prins piesa asta de... Nu! Am filmat asta cu Regina Elisabeta. Așa. Da, mi-a zis agenta că e audiția asta, dacă vrei să te duci, m-am dus. Și am zis, mă, că vor să... pentru Regina Elisabeta în tinerețe. Și cel mai bine cu ce mă duc acolo este să zic un monolog, un text pe care l-a zis ea în realitate. Și am zis... un text pe care l-a spus ea de Crăciun, acum câțiva ani, în care vorbea despre eroii care au căzut în cel de-al doilea război mondial și cum fiecare mac de la turnul Londrei, care se pune în fiecare an din porțelan, simbolizează un erou căzut și producătorul și regizorul au fost foarte impresionați până ai la lacrimi. În engleză. În engleză, da. Cu accent cât de bine am putut eu, că ea are un accent foarte specific. Și le-a plăcut foarte mult și au zis ok. Și după aceea, între timp, am dat audiție pentru piesa asta cu atacul ăsta terorist, a jucat la un teatru independent, a avut mult succes, la câteva luni s-a mutat pe West End, după aceea, la un an, m-au chemat din nou pentru asta cu Regina Elisabeta, ca să facem o serie mai mare, de 4 episoade, și tot așa, între timp aveam și joburi, am lucrat ce și ca... Ce poveste frumoasă ai! Bine. O viață foarte frumoasă și... Îmi place că ai fost o luptătoare, adică n-ai stat, da, am stat și am împărțit clienți, am vândut nu știu ce, am vândut haine, am vândut, excelent. Am lucrat și ca business developer la un moment dat la o firmă, tot așa în Londra, care veneau, practic ce trebuia să fac, era un office foarte drăguț în Covent Garden, chiar era un job foarte ok. Până când la un moment dat am avut un proiect și a trebuit să plec, dar niște oameni extraordinari, trebuia să le veneau firme și noi cumva le făceam promovarea, dezvoltam business-ul lor și mai departe și trebuia să-i sunăm și sunam pe toți ăștia de la Boeing, de la Dorothy Perkins, la nu știu ce. Spune-mi, erau mulți români în Anglia, nu? Da, sunt destul. Ai făcut un grup de prieteni? Da, aveam un grup de prieteni, da. La biserică. Erau oameni care mergeau la biserică și noi mergeam. E o biserică ortodoxă acolo? Da. Destul de comunitate mare. O comunitate mare, dar da. Un pic dezbinată. De ce? Pentru că sunt mulți oameni diferiți din toate colțurile țării și
Noi ca români să știți că se vede dezbinarea, e o dezbinare foarte mare. Ai simțit lucrul ăsta? Da. Este ceva îngrozitor. Ce noi în Londra, unde stăteam noi, în Golders Green, era un cartier de evrei foarte bun, dar erau și foarte mulți greci acolo. Și aveau o biserică grecească și eu mă mai mergeam acolo, oricum nu înțelegeam nimica, dar na, măcar era biserică. Cartier de evrei? Da, 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 da. La Londra? Da, da, da. Da, bine. Dar ăia sunt oameni educați. Da, dar cartier, adică evrei cu bani, că sunt diverse cartiere. Dar erau și mulți greci în zona respectivă și aveau o biserică grecii respectivi. Și biserică făcută de ei. Da, ortodoxă. Da. Și mă uitam cum erau ei după slujbă. Să pupau, stăteau la masă, să îmbrățișau, zâmbeau. Deci era efectiv o comunitate. Noi, eu nu simțeam comunitatea asta. Noi, bine, aveam prietenii noștri, preotul de acolo care face o treabă extraordinară, preotul Părintele Constantin a venit nou. Da, era, să zic așa, dar bisericuțe, nu era. Nu vezi și ce e aici acum, nu e dezbinare, este ceva... În străinătate se vede și mai bine dezbinarea, să știi. Se vede, da? Da. Sunt oameni, sunt români. Se vede dezbinarea de aici? Da, se vede dezbinarea de aici și se vede faptul că mulți oameni ajung acolo și vor să dezică total de ceea ce înseamnă, de rădăcinele lor, de fapt. Și devin, mi se pare penibil, pentru că să dau ba din Transilvania, ba din Italia, ba din nu știu unde. Deci nu spun că sunt români? Unii nu spun, nu, le este rușine. Ce rușine să faci lucruri, nu? Da, este foarte dureros. Pentru că după aceea vii tu și încerci să schimbi și zici că România e altfel și după aceea vine un român și spune, dă totul din casă. Bai, că la noi e așa, că e pe dincolo, că e corupție, că e aia, că e aia, că n-avem străzi, n-avem aia. Și niciodată un britanic nu o să spună treaba asta. Bineînțeles, nici un francez, nici un italian, eu le-am mai spus, dar n-ai. Fiecare cu educația lui și... Dar sunt și foarte mulți români care fac o treabă foarte bună, sunt oameni care muncesc, oameni demni, care sunt mândri de unde sunt și... Adică sunt oameni de cultură, de oameni ăștia care se duc să dea cu sapa, nu știu pe unde, ceea ce e o foarte onorabilă. Este, este. Și dar sunt foarte ușor manipulabile ăștia, din păcate. Da. Roxana, sunt mulți și foarte ușor de manipulat. Dar știți care este problema? În Anglia s-ar duce și ar munci absolut orice, cu multă recunoștință și bucurie, dar în România suntem atât de obișnuiți să nu muncim și să luăm, să zicem, trebuie să mi se dea și suntem obișnuiți să muncim. Dar în Anglia, de fapt, dacă ies o ei, muncești joburile alea, dar dai bani pe chirie, pe drum, pe mâncare, pe aia, la sfârșitul zilei poate ajungi. Cu același salariu pe care l-ai luat aici, ești mulțumit că ești în Londra. De fapt, nici măcar în Londra, că ești în afara Londrei la... Nu știu, ești tratat ca unul care vine să muncească pe tarla altuia, știi? Dar e foarte mulțumit și muncește. Dar la noi n-am face aceleași joburi sau poate unul un pic mai... Pentru că ești în România și toată lumea e obișnuită să fie patron. Ei, asta e foarte grav. Foarte grav. E un snobism ieșit din comun. Dar în sfârșit... Într-adevăr este mare snobism la noi. N-ai văzut și cu haine și l-ai văzut pe... Chiar vorbește cum se îmbracă englezii și englezoaicele. Păi da, la mine când am jucat piesa asta a doua, când am jucat BU21 pe West End, la Trafalgar Studios, la un moment dat a venit, erau ultimele reprezentații și producătoarea, familia ei, de fapt, este, îi manageriază afacerile familiei Attenborough. Așa, da. Care da, sunt da, da, mari da, da. Familii de teatrologi și mai departe și... Așa, și la un moment dat la mine, după o reprezentație, vine Michael Attenborough și eu nu știam cine este și producătorul mi-a zis, uite, vezi că vrea să zică cineva, ceva, nu știu ce, mă ia deoparte. Îmi zice, omul ăsta, uite, că mi-a plăcut foarte mult, că ești o actriță naturală, că m-ai atras spre tine, că mă bucur, că mai văd asemenea naturalețe și foarte bună actriță. Și eu mă ăla zic, aia, mulțumesc frumos, zic, publicul mă întreabă dacă sunt actriță. Aia, ce știu ei, lasă-i, dă-i mai. Și nu știu ce, și la sfârșit îmi spune, zic, plec eu de acolo mulțumită, zic, uite-mă ce om de treabă. Cine o fi ăsta? Și îmi zice producătoarea, ăsta e Michael Attenborough. A vrut să te felicite personal pe tine, că i-a plăcut. Și tu ai reacționat destul de... Dar nu știam cine e, adică nu era un om absolut normal. Îmbrăcat. Dar când am vorbit cu el, mi-am dat seama că are o inteligență above average, deci deasupra, pentru că chiar un tip foarte, se vedea de la o poștă, un tip deschis. Și am rămas în, adică am rămas, comunicăm pe mail, mi-a trimis, nu zic eu, testimonials, când zici, am văzut-o pe Roxana, mi-a plăcut cum a jucat și mai departe și am rămas așa în prietenie cu el, dar un om foarte simplu, adică... Oamenii deștepți așa sunt, adevărați oameni fără, deștepți. Fără să epateze cu absolut fără nimic. Fără umuri, fără aroganțe, fără mitocănii, fără bineînțeles. Directorul teatrului Almeida, care e un teatru foarte mare, a montat peste tot în Londra și oameni foarte, de foarte bună calitate. Sunt de acord, noi avem o treabă bună totuși că suntem un pic atenți la cum ne îmbrăcăm, pentru că dacă mergi la anumite audiții acolo, să știți că să vede un român care are grijă de el și sare în evidență și e bine.
că avem treaba Praga, asta. Eu n-am spus sigur că trebuie să ai grijă, e chiar frumos să te ocupi. Dar nu goana asta, nu exagerările și snobismul. Și încă ceva, nu pot să acoperi golurile de aici cu țoale, poate să fie ele de câte firme ori fi. Asta este o mare problemă. La asta mă refer. E foarte bine să te îmbraci frumos, dar trebuie foarte mult și să lucrezi la cine ești tu cu adevărat. Trebuie. Adică trebuie să fii un om... E formă fără fond, e absolut oribil. Sigur, să vezi un om... Asta e, la asta m-am referit. Da. Foarte frumos, că toată lumea vrea să îmbrace frumos, cumpere haine frumoase, cum să nu-ți placă așa ceva. Da, dar englezii n-au treaba asta neapărat, nu sunt așa atenți la treaba asta și pierd puncte, multe. Păi, cred că da. Și la audiții, adică poate de multe ori, poate n-a fost cea mai bună sau, dar faptul că te pregătești, că știi textul, că te îmbraci în anumit fel, că arată că ți-ai dat silința, contează foarte mult în ochii lor, foarte mult. Păi... Că numai prin atâta și deja oamenii sunt foarte presionați. Și încet se termină spațiul de emisiune și îmi pare rău, dar nu-i nimica. Ne vedem și mai facem emisiune, o să-l aduci și pe soțul tău. Îl aduc. Mai ales când mi-ai spus că e muzician, îți dai seama că m-ai cucerit total. Spune-mi, te rog, cum de-ai ajuns să pleci de acolo totuși, să vii în România? Noi, în ultima jumătate de an, am și născut aici în țară, mi-am dorit foarte mult, adică, na, e o perioadă delicată, sensibilă, vulnerabilă, nu prea vreau să fiu printre străini. Are grijă familia ta de copii? Nu, avem noi, dar mi-am dorit să fiu în țară. Mi-am dorit, sistemul nostru medical totuși e bun. Este. Acolo este supra-saturat, oamenii sunt foarte mulți, e gratuit și lumea... adică e foarte multă lume, la urgențe aștepți foarte mult. Eu totdeauna când am avut o problemă... Spune, dragă, lucrurile astea. Eu le spun peste tot. Da, pentru că la noi, ăștia bârfesc, vai, că avem un sistem medical îngrozitor. Eu mă uit la noi la spital câte lucruri bune s-au făcut nu sunt recunoscute. Nu e noi, ca români, ne place să ne plângem. Da. Ne place foarte mult să ne plângem și să fim foarte cârcotași și, de fapt, nemulțumitori. Asta este un mare păcat al neamului. Ai spus o vorbă excepțională, foarte nemulțumitor. Păi, dar suntem foarte nemulțumitori, pentru că mergi în Anglia și dai seama că noi în țară avem poate cea mai mare rată de proprietari de case din Europa, citeam la un dat un studiu. Sistemul nostru de sanitar este bun, adică ai acces la el. Avem medici foarte buni, adică acolo când găsești un medic, lumea este român cu siguranță. Cu siguranță. Uite ce vorbă mare ai spus. Să cam știu, dar mă rog, lumea nu le acceptă. Și avem o mare problemă să spunem, da, domnule, este bine, îmi este bine. Toată lumea se plânge și au conturile în bancă, dau pa din afară. Dar le este greu. Mi se pare foarte meschină povestea asta. Păi ce parte deosebită e și om dintr-o bucată, cum să spunem, vorba noastră românească. Și îmi pare grozav de bine că te-am întâlnit ca să discutăm lucrurile astea în fața telespectatorilor. Chestia asta cu nemulțumitoare este foarte tristă. Sunt când te uiți la oameni și au casa lor, au un salariu sau au o pensie, au liniște în primul rând, au mâncarea asta de aici, aerul ăsta curat. Păi de-aia mi-am și dorit să nasc aici în țară. Toate lucrurile astea frumoase pentru liniște, pentru oamenii calzi care sunt. Am înțeles că sunt lucruri care nu merg, dar peste tot sunt. E absurd să crezi că e drai pe pământ în Anglia. Îți place teatrul ăsta în care filmăm? E absolut super, chiar știți că vă spuneam înainte că este superb. Și teatrele astea, să știți că nu toate teatrele sunt acolo, adică sunt teatre în Londra care poate nu arată atât de bine ca ăsta, pentru că nu mai sunt renovate, pentru că costă atât de foarte mult pentru teatrul ăsta. Dar noi suntem nemulțumitori, pentru că e făcut la insistențele unui personaj de aici, din Focșani, pe care unui domn controversat, el a insistat să se facă, nu se mulțumește. Trebuie să fim în sinea noastră mulțumitor pentru lucrurile care se întâmplă, poate nu neapărat, dar să trăiești cu un simț, măi, e bine, anumite lucruri merg și bine, că dacă nu cazi în extreme și devii deprimat, anxios, supărat, din nimic, practic. Trebuie să vezi și partea bună a lucrurilor, cât de puțin ar fi ea sau cât de mult. Trebuie să o vezi, este foarte important. Pentru sănătatea noastră mentală. Categoric, da. Și uite, îmi place că spui lucrurile astea și eu țin tare mult să-i văd pe oameni mai veseli, mai mulțumiți, pentru că avem motive să fim și veseli și mulțumiți. Cred că erau mai veseli în timpul comunismului și erau mult mai puține lucruri atunci. Nu știu dacă eu nu eram veselă. Nu? Sinceră să fiu, nu eram veselă. Pentru că nu se găsea nimic de mâncare. Nu găseai nimic atunci, de mâncare. Nu știu. Era un frig în casă, Roxana. Dar poate lumea era mai simplută în sens, să cade. În sensul ăsta. În sensul ăsta, Mai cum era mai cum să cade oamenii. Exact. Mulțumiți cu ceea ce au. Asta vreau să spun. Te bucurai că
găsit o sticlă de ulei fără soia, de exemplu. Asta vreau să spun. Pe care o luai pe sub mână, că nu se găsea. Dar lucrurile astea sau, să fie mai mulțumitori. Da, asta vreau să spun. Acum găsești de toate, dar nu ești mulțumit cu ceea ce găsești și ai de toate, dar vrei mai mult pentru că ești în concurență cu nu știu cine care... are mai mulți bani, foarte frumos din partea lui. Da, dar fiecare trebuie să ne vedem, cum zic eu, bunasului și unde suntem. Da, da, da. Evident să vrem mai mult, dar să ne vedem și unde suntem. Să nu devenim, să uzurpăm locul altuia. Pentru că, categorii, dacă îți dorești lucruri pe care nu poți să le ai, sigur că te îmbolnăvești psihic. Absolut. Faci, da. Te îmbolnăvești grav, faci depresie. Da, dacă da. Te pui în concurență cu Rockefeller, sigur că n-ai să poți niciodată și sigur că nebunește sinucis, nu? Da, da. Dar mulțumește-te că ai găsit, uite, eu sunt foarte fericită că te-am regăsit pe tine. Mulțumesc! Foarte bucuroasă, e un cadou pe care consider că îl fac de Crăciun. De Crăciun? De Crăciun. Nu știu, am să dau emisiunea și înainte de Crăciun, că nu mă lasă inima să fac să aștepte așa de mult. Dar și de Crăciun o să dau în reluare emisiunea asta, care merită dată. Mulțumesc! E mare lucru să găsești oameni cu care poți să comunici, oameni care poate să spună niște lucruri. Uite, da. Despre, uite un om care este patriot adevărat, stimați telespectatori, această Roxana Gârleanu o chema și o cheamă Roxana Lupu. Lupu acum, este un cadou pentru și pentru mine și pentru voi. A văzut ce e în lume, dar a venit la noi în țară să spună despre ce da, este consider vorba că trebuie să dăm și să vă îndemne să fiți mai mulțumitori. Noi facem și, avem o academie de învățare creativă, prin care facem workshop-uri. Unde de, este ea? Noi am deschis, de fapt, sediul în Londra, dar am făcut cursuri și în și Londra, București? Și în București, da. Eu, uite, și vrem să venim și în, și în Focșani, de la anul, cu câteva... Excelent, te ajut cu tot ce pot. Câteva știi, cursuri facem de genul ăsta. De, avem unul acum în București, pe 14 decembrie, se numește Curaj și putere în public speaking. Pentru că multă lume nu știe să se exprime, să spună punct de vedere. Și chiar mă gândeam la un moment dat să fac un curs de bune maniere azi. Ce frumos! Chiar aș vrea, da. Dar nu să fie scorțos, să fie ceva mai fain, da, relaxat, dar sigur, bune maniere. Păi poți să fii non-conformist fără să fii mitocan, că da. Unii consideră că, că poți să facă orice pentru că sunt non-conformist sau liber. Da. Și libertatea așa are limitele ei și categorii. Libertate e libertate, nu mai în limite. Sigur că nu mai în limite, sigur că devine nu mai libertinaș. Limitele bunei cuvințe. Exact, da. Știi, libertatea, da. Poți să fii liber în limitele bunei cuvințe. Ei, ce fericită sunt că am întâlnit, ce cadou mi-ai făcut tu cu prezența ta astăzi aici. Un om dezinvolt, un om care spune ce gândește, asta este, asta înseamnă să fii liber, să spui ce gândești, depinde ce gândești. Da, depinde să... ce gândești, tu gândești foarte frumos. Mulțumesc. Foarte bine. Încerc da. să spun că nu e chiar atât de rău pe cât credem uneori. Păi nu este, nu chiar, e. Nu? E chiar frumos, e dar chiar frumos. Fiecare descoperă lucrul ăsta la un moment dat și eu aș îndemna pe toată lumea să stea, dacă are ocazia, să plece jumătate de an, un an, să vadă ce înseamnă să mergi fiecare zi la job, să stai pe transport, să mănânci mâncarea de acolo, să care ai de-a face. Să vadă, eu atâta spun, că nu poți să compari o țară în care locuiești de 30-40 de ani cu un weekend pe care îl petreci într-o capitală europeană, cum am zis, un weekend, două zile. Și să spui, a, am fost eu în Londra. Păi, dar ai fost două zile, abar n-ai cum e. Bineînțeles. Adică bineînțeles. Eu trebuie să fim mai realiști un pic în anumite aspecte. Știi, am mers în Croația într-un an, sau în Muntenegru, nu mai știu, că am mers și acolo și acolo în an diferiți. N-am auzit vorbă românească deloc. De obicei, pe unde mă duc, în Grecia, în Italia, da. Auzi românească. Ei, aici n-am auzit vorbă românească. Toată lumea vorbea alte limbi, pentru că erau, bun, din alte țări. Mm-hmm. Am ajuns în țară pe la Najdăș. Este mm-hmm. granița de la Iugoslavia, am luat-o bun. Da. Am ajuns noaptea, s-a făcut control. Nu știu de ce, dar s-a făcut control. Ei, și când am ajuns, am spus, oameni și toți, știți ceva? Înjurați-mă, spune, faceți-mă de râs, dar să aud vorbă românească. Mi-e dat dor să aud vorbă românească. Da. Au râs și ăia. Cum să spuneți orice? Ziceți că orice, numai să vă aud vorbi românește. Vezi, ți se face dor de foarte seara. Dor. Dar mie după 12 zile mi s-a făcut dor. Foarte dor. Când n-am auzit vorbind românește, e nu? Ceva, e foarte greu să spui numai, adică eu nu înțeleg românii care pleacă și nu mai vor să mai audă de România. Da, sau n-am mai fost în țară de ani de zile, mi se pare ceva acolo a murit. Nu. Da, și ăștia votează totuși, dar nu, oare știu ce votează? Asta e o altă discuție. O altă discuție, da. Roxana, s-a terminat emisiunea, ce repede. Dar, repet, o să facem mai multe emisiuni, da. Sper că îmi dai prilej. Da, absolut, cu mare drag. Și cu soțul tău și avem multe de vorbit. Ce bine pare că mai găsesc și oameni cu care am multe de vorbit. Una dintre
aceste persoane este Roxana Lupu, fosta domnișoară Zârleanu, trebuie să accentuez lucrul ăsta, da, care este o mare actriță, uite, s-a lansat în lume, este cunoscută la nivel mondial și o să fie și mai cunoscută. Îți doresc numai bine. Mulțumesc frumos. Și cât mai repede să ne întâlnim, nu? Cu mare drag, cu mare drag. Te salutăm cu drag. Mulțumesc. Și dorim din tot sufletul, de fapt dorim la toată familia numai bine. Mulțumesc. Abia aștept să-l văd pe, cum îl cheamă pe băiețel? Justin. Pe Justin. Așa îl cheamă și pe băiatul unui domn care lucrează la noi la televiziune și eu, da, i-am spus pe bună. Nu, Cristi. Cristi Remian. Băiatul, da, eu i-am spus. Îl știi pe Cristi? Da, păi i-am dat un interviu acum o săptămână. Da? La ediția de Vrancea, da, i-am dat un interviu. Nu Cristi Remian. Ah, nu Cristi. Ah, nu, okay. Cristi, cum îl cheamă? Pe Vali, nu, este alt. Pe Vali, okay. Kim, care o să monteze emisiunea, ta, okay. Și are un băiețel și se întreba ce nume să-i pună. Și i-am spus, pune Justin. Păi de ce? Și Justin i-a pus numele. Serios? Da, dar fără să știu de tine, fără să știu că pe copilul tău îl cheamă tot Justin. Justin, da. Da. Da, și ai dat și lui Cristi Rimia un interviu, foarte bine ai făcut, e un băiat serios și, da, un prieten. Îți doresc numai bine. Mulțumesc. Și ție și lui Justin și lui Nicolas, da, la toată familia, să ne Mulțumim. Vedem sănătoși și la revedere, stimați spectatori. Numai bine.